Dinamoviștii vin cu moralul scăzut la Suceava după ce în weekend au fost învinși pe teren propriu de CSM București cu scorul de 37-30. Cu siguranță o echipă de valoarea lor au capacitatea de a se remonta și mai ales dorința de a reveni după un meci mai slab jucat cu CSM-ul pentru ca lucrurile la ei să intre în normal. În ce ne privește, suntem conștienți de valoarea adversarului și cred că odată cu această etapă vom mai avea un test important în ce privește atât valoarea individuală a jucătorilor, tinerilor noștri jucători, dar mai ales dacă o confirmare sau nu a faptului că suntem pe drumul cel bun în construcția echipei noastre, care are ca obiectiv, așa cum am mai spus și altă dată, rămânerea în Liga Națională. La conferința de presă a fost prezent și noul director al clubului, Sorin Rață, lector în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport. Acesta a precizat că sunt șanse foarte mari ca cei trei jucători sârbi aduși în vară să poată fi folosiți peste o etapă cu CSM Călăraș. Mâine dimineață sperăm să li se pună viza de lungă ședere la Consulatul României de la Belgrad. După ce primesc viza, într-o zi, dacă au sosit, am sprijinul Serviciului de Emigrări de la Suceava și le vom pune și le vom da și dreptul de muncă. Handbaliștii suceveni speră ca întâlnirea cu Dinamo București să le aducă primele puncte din acest sezon, chiar dacă se așteaptă la o replică puternică din partea albroșilor. Ne așteaptă un meci foarte dificil, cu o echipă valoroasă, cu jucători mult mai experimentați ca noi, jucători masivi, dar noi trebuie să ne facem un joc bun, un joc în viteză și să aducem primele puncte în anul acesta. Așteptăm cât mai mulți suporteri la sală, că avem nevoie să ne încurajeze și sper să nu-i dezamăgim. După părerea mea, întâlnim o echipă foarte valoroasă, jucători mult mai experimentați decât noi. Media lor de vârstă se învârte în jurul unor 28-30 de ani, cu o apărare foarte masivă, ținând cont că și-au adus și jucători străini care au jucat în campionate puternice și au făcut doar faza de apărare, mă refer la suedezi în special, dar noi sperăm să facem un rezultat pozitiv, ținând cont că ei trec într-o perioadă foarte dificilă, au schimbat antrenorul, au pierdut, pot să spun, într-un mod rușinos, cu CSM-ul la ei în sală și noi sperăm să-i putem încurca, să zicem, să scoatem punct sau puncte.